Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Alfonso Capone este probabil cel mai celebru mafiot din toată istoria criminală a Statelor Unite. El este cunoscut global datorită numeroaselor legende urbane, a filmelor și cărților și mai ales a emisiunilor TV. Se știu foarte multe despre el, însă poate prea puține adevăruri și mai multe minciuni sau ficțiuni. Azi mi-am propus să trecem în revistă, pe scurt, viața lui Al Capone pentru episoade asemănătoare, nu uita să sprijiniți canalul cu un like și cu o abonare. Alfonso Capone s-a născut pe data de 17 ianuarie 1899 în Brooklyn, New York. Încă din copilărie, el a fost atras de viața periculoasă și a intrat în Five Point Gang. Aceasta era o organizație criminală a cărei membri erau în principal tineri italiano-americani de aici deprinzând obiceiuri infracționare și formându-se mai mulți mafios celebri, precum Lucky Luciano sau Johnny Torino. Așadar, chiar dacă Five Point Gang părea ceva nesemnificativ, fiind considerat de mulți doar o bandă de copii, vedem că a funcționat ca și o instituție de educare pentru viitor criminali, formând ulterior adulți capabili și celebri care au ajuns la conducerea mafiei newyorkeze. Al Capone, încă de pe vremea când era membru în Five Point Gag, își arăta cruditatea și se prezenta ca fiind mereu gata să execute orice ordin fără frică. Într-o bătaie cu un rival, el și-a rănit fața cu un cuțit, astfel primind porecla deja azi celebră de Scarface. În această bandă, Al Capone este remarcat de Torio, un gangster de renume care controla multe prin New York la vremea aceea. Acestea erau ani incipienți pentru ceea ce numim noi vremea de aur a mafiei americane. Era anul 1909, iar Al Capone avea doar 10 ani, când este remarcat de Torio, care avansează în cariera lui mutându-se în Chicago pentru a lucra pentru Big Jim Colosimo, omul care ținea în mână pe vremea aceea majoritatea activităților ilegale, jocuri de noroc, prostituție, cămătărie și altele. Torio era un om excepțional, cu experiență de viață și un simț foarte bun pentru afaceri. Acesta îl crește și îl ține aproape pe Al Capone, care la vârsta de aproximativ 21 de ani, în 1920, se mută la Chicago să lucreze pentru acesta. Astfel, el, începându-și cariera adevărată. Despre anii adolescenței lui Al Capone nu se știu foarte multe. Doar că era foarte violent și agresiv, și avea o ambiție de neclintit, dacă își punea ceva în cap, atunci planul era dus la capăt cu orice preț. Însă, foarte interesant este faptul că exact în anul mutării lui Al Capone în Chicago, Big Jim Colosimo este asasinat. Chiar dacă oficial nu se cunoaște identitatea asasinului, se spune că Torio l-a chemat pe Al Capone tocmai pentru a-l asasina pe Big Jim, astfel cei doi preluând puterea în Chicago. Acest eveniment marcând și punctul din care începe ascensiunea lui Al Capone. Imediat afacerile au început să înflorească, mai ales datorită faptului că în America s-a introdus prohibiția, adică interzicerea comercializării și a consumului de alcool. Această industrie a fost ca o mană cerească pentru toate grupările mafiote, fiind o afacere de milioane de dolari pentru Torio și Al Capone. Însă lucrurile nu erau simple, și mulți doreau o ferie din această afacere. Astfel, în 1925, se încearcă asasinarea lui Torio de către o bandă rivală. Acesta este doar rănit, dar ulterior primește o sentință de condamnare pe 9 luni. Pentru producerea de băuturi alcoolice. Acesta este momentul când cariera lui Torio apune, și știe că acum trebuie să se retragă, mai ales că toată atenția autorităților era asupra lui. El pleacă în exil, înapoi acasă, în Italia, iar la conducerea întregii organizații ajunge Al Capone. Între anii 1925 și 1929, Capone devine probabil. Primul cap al mafiei, care nu se ascunde, ci din contră, el comunică cu media și cu ziarele. Joacă rolul unui om de afaceri căruia chiar îi pasă de comunitate și de toți oamenii din Chicago. El se implică și în politică, susținând diversi politicieni. Astfel, capătă o faimă și creează o iluzie de om bun, și în rândul clasei muncitoare iar nici războaiele cu alte clanuri sau familii nu par să-i umbrească imaginea. Însă sub această imagine de om de afaceri fericit, Al Capone rămâne acel om crud și ambițios de care vorbea lumea încă din copilărie. Conduce afacerile cu o mână de fier și nu lasă loc slăbiciunii, eliminându-și adversarii oricând și la orice oră. El reușește să se înscrie în istorie cu comandarea unui asasinat împotriva șapte membrii din Baxmoren Gang, care erau rivalii lui direcți și îi cam încurcau afacerile. Ziua aceea a rămas în istorie și în ziare ca masacrul de Valentine's Day. Cei șapte membri ai Moran Gang, pe 14 februarie, au fost legitimați de polițiști falși. oameni al lui Capone, care, ulterior, i-au aliniat la perete și i-au executat cu arme automate. Acest eveniment crud a împânzit toată America. Ziarele doar despre asta vorbeau. Capone nu a fost pus sub acuzare niciodată pentru condamnarea acestei crime, pentru că nu existau dovezi, el fiind în timpul asasinatului în vila lui din Miami. Însă se pare că odată cu acest eveniment din 1929, Capone a deschis o cutie Pandorei. Și autoritățile îl vroiau tot mai mult în arest. Nu după mult timp, el împreună cu badigardul său au fost arestați în Filadelfia pentru deținerea de arme în mod ilegal. Însă, pentru purtare bună, Al Capone iese din arest, după doar 9 luni, în anul 1930. Autoritățile știu exact cine este Al Capone, cu ce se ocupă, însă nu prea îl pot pune sub acuzare pentru că nu au dovezi. Însă se înființează o nouă unitate, care are total o altă abordare și se folosește de legi noi. Nu mai este necesar să se probeze faptul că Al Capone se ocupă de activități ilegale, ci doar că nu plătește taxe după aceste venituri. Evident, venituri mari care proveneau din contrabandă, prostituție, droguri, jocuri de noroc și alte activități ilegale. Pe 18 octombrie, în 1931, el a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. El fiind considerat un deținut extrem de periculos, a fost încarcerat în Atlanta, la închisoarea federală Alcatraz. Viața în această închisoare nu era ușoară, iar el avea de executat o pedeapsă mai mare ca oricine altcineva pentru evaziune fiscală. Însă, nu aceasta era cea mai mare problemă a lui. El a fost infestat cu sifilis, o boală incurabilă pentru care nu a primit tratament în închisoare. El a fost eliberat în anul 1939, însă doctorii au stabilit că această boală i-a afectat foarte mult gândirea și că nu era lucid. El s-a retras în casa lui din Florida și a trăit cu familia lui până în anul 1947, când a fost răpus de această boală, la 48 de ani. Voi ce legende urbane mai știți sau ați auzit despre Al Capone? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Toate cele bune până la următorul clip.